Bun venit la proiectul pentru bazele tehnologiei informații, proiect realizat și conceput de Crăciun Iulian și Joyce Cron, studenți la informatică economică, anul 1, grupa 1101. Exercițiile Shannon vor prezenta primul capitol. Pentru acest capitol am conceput două probleme în care vrem să aflăm valoarea entropiei experimentului X când este cu valoare minimă și când este cu valoare maximă pentru două cazuri asemănătoare. Experimentul ne spune așa. Fie un experiment care poate avea ca rezultat trei posibile stări, X1, X2 și X3, având distribuția de probabilități corespunzătoare P1, pe P2 pe și P3, Aflați care sunt valorile posibile pentru cazul în care valoarea entropiei experimentului este minimă. Același lucru vom face și pentru exercițiul al doilea, însă vom dori să aflăm pentru valoarea entropiei experimentului X când este maxim. Începem cu valoarea minimă. H, minim rezultă că x1 este egal cu a plus b, x2 este b și x3 este c. Pentru asta vom avea trei situații. Cea din tâi situație, notată cu 1 roman, este a plus b egal cu 1, b egal cu 0 și b minus c egal cu 1. Din acest sistem de trei ecuații deducem a este egal cu 1, b este egal cu 0, iar c este egal cu 0. Același lucru îl vom face cu încă două sisteme de ecuații pentru celelalte două cazuri disponibile. În cazul 2 am avea a plus b egal cu 0, b egal cu 1 și b minus c egal cu 0. Din acest sistem de trei ecuații vom deduce a egal cu minus 1, b egal cu 1, iar c este egal cu 1. Iar cel de-al treilea caz și ultimul este. A plus b egal cu 0, b egal cu 0 și b minus c egal cu 1. De unde deducem că a este egal cu 0, b este egal cu 0, iar c este egal cu minus 1. Pentru cel de-al doilea experiment, cum v-am spus și mai devreme, avem aceeași ipoteză, însă concluzia este diferită. Care sunt valorile posibile pentru cazul în care valoarea entropiei experimentului? X este maximă. În acest caz vom avea o singură situație. H este minim. O singură posibilitate. De aceea vom face A plus B egal cu 1 pe 3, B egal cu 1 pe 3 și B minus C egal cu 1 pe 3, fiecare din aceste trei ecuații ale sistemului de trei ecuații reprezentând o treime. De aceea, și rezultatul este 1 pe 3. De unde deducem că A este egal cu 0, B este egal cu 1 pe 3 și C este egal cu 0? Următorul capitol este virgula fixă. Pentru acesta, eu împreună cu colega mea am conceput două probleme. Aceste două probleme sunt asemănătoare, dar totodată sunt și diferite. Pentru prima problemă am ales un număr decimal negativ, minus 7, conform standardului Intel, care din următoarele ar fi o reprezentare validă a acestui număr în virgulă fixă, în cod direct, în 8 biți. Iar pentru cea de-a doua problemă, avem un număr decimal pozitiv, 10. Conform standardului Intel, care din următoarele ar fi o reprezentare validă a acestui număr în virgulă fixă în cod direct în 8 biți? Pentru prima situație în care avem un număr decimal negativ, minus 7, vom face pasul 1. Vom transforma în binar numărul 7 folosind puterile lui 2. Astfel vom obține 0, 1, 1, 1, reprezentând 2 la A, 2 A, 2 la a 1 și 2 la 0. Toate acestea adunate însumând numărul decimal 7. Totodată, am menționat faptul că virgula fixă este în cod direct de 8 biți. Pentru acest lucru vom fi nevoiți să punem un needle în fața acestui binar, needle începând cu 1 sau 0 în funcție de semnul din fața numărului decimal. În cazul acesta este un număr negativ. De unde reiese un 1004 pentru primul needle, iar cel de-al doilea needle reprezintă binarul numărului decimal 7. Pentru ce de-a doua situație avem un număr pozitiv. Pașii sunt aceiași. Vom obține un număr binar de U. 1010. Mai exact 2 la puterea a treia și 2 la puterea a întâia. Ceea ce înseamnă 8 plus 2. Vom obține numărul 10. Vom adăuga nidelul din față, începând cu 0, deoarece avem număr pozitiv în fața numărului decimal. Și așa am terminat capitolul virgula fixă. Trecem la capitolul virgula mobilă. Fie numărul real 7,125. Uh, Care este reprezentarea în binar, în virgulă mobilă simplă, precizie a acestui număr? Iar pentru cel de-al doilea exercițiu conceput de mine și colega mea este fie numărul real Minus 9,250, care este reprezentarea în binar în virgulă mobilă dublă precizie a acestui număr. Observăm că pentru primul exercițiu vom folosi un număr pozitiv real, iar pentru cel de-al doilea vom, fi un, vom folosi un număr negativ real. Totodată vom cere virgula mobilă simplă precizie și virgula mobilă dublă precizie. Pentru asta, înmulțim pentru numărul real pozitiv 7,125 partea fracționară cu 2. Și avem reprezentarea aici a numărului înmulțit cu 2. Mai exact, 0,125 înmulțit cu 2 dă 0,25 înmulțit din nou cu 2 va da 0,5. Și, într-un final, va da numărul întreg 1. Vom trece 0, unde vom putea mulți cu 2. Vom trece din nou 0 și 1, în momentul în care numărul respectiv va ajunge uh, uh, număr întreg. Pasul al doilea este transformarea părții întregi în binar, respectiv 7, cu 2 la a doua. 2 la 1 și 2 la 0. Cele 3 putere ale lui 2 însumate vor da numărul 7. Pasul 3, mutăm virgula spre stânga până la ultimul bit. În cazul în bit 1. În cazul nostru, având bitul 0 ca ultim bit din partea stângă, acesta va dispărea. Și avem 7,125 este 0111,001, conform acestui rezultat, mutăm virgula spre stânga, eliminăm acest 0 și vom avea 1,11001. Pasul 3 facem car care este egal cu exponent plus exces. Vom aduna 2 cu 127 și vom obține 129. Aceasta este pentru faptul că avem virgula mobilă simplă. De aici, vedem 0 pentru semn, avem număr pozitiv, carul obținut de noi, și mai departe ce avem după virgulă, urmat de 23 de biți. Problema a doua. Fie numărul 9,25. Care este reprezentarea în binar în virgulă mobilă dublă precizie a acestui număr? Ca și la exercițiul anterior, vom înmurți partea fracționară cu 2, Până când vom avea un număr întreg și ne va ieși 0, 1. Pasul 2. Transformarea părții întregi în binar. 9 este egal cu 2 la puterea a treia și 2 la puterea 0. Respectiv 8 plus 1, care este egal cu 9. Pasul 3. Mutăm virgula spre stânga până la ultimul bit. 9,25. Este echivalent cu 1001,01. Vom muta virgula spre stânga până la ultimul bit, păstrând doar ultimul bit înainte de virgulă. În cazul nostru avem 1 de această dată, deci rezultatul va fi 100101. Pasul 3, tot ca și la pasul anterior, exponent plus exces. Însă, de data aceasta avem virgula dublă precizie, astfel încât vom face 3 plus 1023, care este egal cu 1026. Și obținem 100, 000, 000, 0001 vom adăuga un 1 pentru semn, având în vedere că este un număr negativ, minus 9,25, vom adăuga carul și vom adăuga și cei 52 de biți. Iar rezultatul obținut îl vom afla din următorii needle. Mai exact, acest needle care este C, fiind 8 plus 4, care este egal cu 12, care este reprezentat ca și C. Următorul needle este 0. Nu avem nicio putere a lui 2. Deci este 0. Următorul needle este 1, deoarece avem 2 la puterea 0. Următorul needle este 2 la puterea a doua, deci 2, 2 la puterea 1, deci 2. Iar ultimul needle este 2 la puterea 3 a treia, respectiv 8. Pentru capitolul următor am ales exerciții cu exces 3 și grei. A se scrie din exces 3 în hex numărul decimal 1996 totodată, cel de-al doilea exercițiu ne roagă să facem același lucru, dar în cod grei. În hex numărul decimal 1996. Numerele în hex, în cod hex, se scriu conform unui tabel de valori. Acestea sunt pentru numărul 1, 0, 100, pentru 9, 1100, iar pentru 6, 1001, 1, pentru codul XS3. Le vom alinia pe toate cele patru nidăluri, una lângă alta, pentru a obține valoarea necesară. Și vedem, pentru primul caz, 2 la puterea A 2, deci 4. După aia avem 8 plus 4. Deci C, 8 plus 4. C din nou și 8 plus 1, 2 la puterea 0, care este egal cu 9. Același lucru se va întâmpla și pentru codul grei, însă codul grei are valori diferite pentru fiecare valoare decimală. În cazul acesta avem pentru 1, 0, 0, 1. Pentru 9, 1, 1, 0, 1. Iar pentru 6 avem 0, 1, 0, 1. Le înșiruim pe toate cele patru nideluri și obținem 1 D, care este 13, 13 din nou și 5. Următorul capitol este capitolul cu exerciții BCT. Și avem două exerciții sugerate de noi și rezolvate, pe care vi le vom prezenta. Care este reprezentarea în BCD a numărului hexadecimal? 0x3a. Și cea de-a doua problemă, știind că 0. 1100111 1, 0. 0, 1, 1, 1. este reprezentarea BCD a unui număr decimal, care este reprezentarea binară a aceleași valori decimale. Care este reprezentarea în BCD a numărului hexadecimal menționat mai devreme? Vom transforma numărul în binar. Deci vom avea primul needle pentru 3, iar cel de-al doilea needle pentru A. Deci vom avea 2 la puterea 1 împreună cu 2 la puterea 0. Deci 0, 0, 1, 1. Totodată vom avea 2, vom avea A care este 2 la puterea A3, -a, 8 plus 2 la puterea 1. 2. Deci valoarea 10. 10 este valoarea pe care o atribuim lui A. Totodată vom scrie, vom descompune în puteri ale lui 2. Și rezultatul obținut va fi 58. 58 îl vom scrie mai departe în BCD și vom obține doi nidări, 0,1, 0,1 și 1,0,0,0. 0, 0. Pentru următorul exercițiu, știind că 01100111 este reprezentarea BCD a unui număr decimal, care este reprezentarea binară a aceleași valori decimale. Și vom avea 0,1100111. Îl trecem în BCD și vom avea 67, după care îl vom trece în puteri ale lui 6. Și vom avea mai departe 010001011. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Următorul capitol prezentat este cod polinomial. Pentru acesta am prezentat două exerciții și le vom și rezolva împreună. Primul exercițiu fiind fie mesajul inițial M egal cu OX8A, unde OX este o convenție care urmează o valoare a lui Hex, la fel ca și la exercițiile precedente, și generatorul G, care este egal cu 10011. Care este codul? Corect, recepționat. Știind că mesajul recepționat T' este 10101111010 a fost transmis după codificare prin polinomul de generare GX, GDX este egal cu X la a patra X la a treia 1. Și să se verifice corectitudinea mesajului. Să începem cu primul exercițiu. După cum vedeți, noi am rezolvat deja acest exercițiu și vom numi M ca fiind mesajul inițial, iar G fiind generatorul. Transformăm mesajul inițial în binar și vom avea 1001 pentru 8, iar pentru A vom avea 1, 0, 1, 0. Deci, mx, mdx va fi x la a 7 plus x la a 3 plus x. Conform acestui binar. G-ul îl transformăm și pe el în binar, și avem G de x cu x la 4 plus x plus 1. Cum vom vedea, și aici, puteri ale lui 2. Gradul lui G este puterea maximă pe care o obține generatorul când este transformat în binar. Și este 4 în cazul nostru. Înmulțim M de x cu gradul lui G de x ca să obținem M prim de x. Și vom avea M' de X ca fiind X la 11, X la 5 și X la 4. -a. Practic am înmulțit puterile, puterile se adună și vom avea 11, 5 și 4. Știm și că M' de X este C de X ori G de X plus R. Ca să aflăm și c de x și r, împărțim m prim de x la g. În cazul nostru vom avea 11 plus 5 plus 4. Luăm prima dată pe x la a patra și îl înmulțim. Înmulțim, pardon, înmulțim G de x uh, cu x la 7, luăm x la 7 pentru a puțin, putea obține 11. Vom obține x la 11, x la 8, x la 7, le vom simplifica pe cele care pot fi simplificate, vom coborâ jos și vom continua procesul astfel încât să obținem C x, acesta fiind C x-ul acesta fiind m prim de x, acesta fiind c g de x, iar acesta fiind restul rămas, care este x la treia plus x plus 1, care este egal cu r de x. t de x este egal cu m prim de x plus r, adică acesta plus acesta Simplificând, ajungem la T de X este egal cu C de X ori G de X, de unde rezultă că T de X este egal cu X la 7 plus X la 4 plus X la 3 plus 1, înmulțit cu X la 4 plus X plus 1, vom obține X la 4 plus X la 5 plus X la 4 plus X la 3 plus X plus 1 și transformăm acest număr în binar. Avem în primele cazuri și vom obține 1001 001 1011 Cel de-al doilea exercițiu al capitolului este, știind că mesajul recepționat T prim este 10, 10. 1, 1, 10, 10 a fost transmis după codificarea primului polinom de generare GX cu x la 4, plus x la 3, plus 1. Se verifice corectitudinea mesajului. Pentru acest lucru avem nevoie ca mesajul să aibă rest 0. Deci g de x este egal cu x la 4 plus x la 3 plus 1. Și avem T prim de x este egal cu x la 9 plus x la 7 plus x la 5, plus x la 4 plus x la 3 plus x. Mesajul a fost transmis corect dacă restul este 0, cum v-am spus și mai departe. Deci trebuie să împărțim T prim la G de X. Și avem T primul aici, G de X-ul aici și T primul aici. Facem exact ca la exercițiul anterior și luăm X la 5-a înmulțit cu X la 4-a pentru a obține X la 9-a. Le vom simplifica și vom vedea că la final vom avea un cât de X la 5-a plus X la 4-a și un rest de X la 3-a plus X. De unde rezultă că Rx, care este restul, este x la 3 plus x, care nu este egal cu 0. Deci rezultă că mesajul este eronat și se cere retransmisia. Următorul capitol este Heming și probleme cu codul Heming. Vom avea două probleme compuse de mine și colega mea. Problemele sunt lucrate în 12 biți Adică 8 bits mesaj plus 4 bits de paritate, însă vor diferi uh, pe partea de formă. Vedem prima problemă, în care avem un cuvânt de cod heming. Are lungimea totală de 12 bits, 11 bits mesaj și 4 bits de paritate. La recepție, operatorul vede codul în hex de OX. Uh, 04D, unde OX este uh, conversia ca urmar, uh, care urmează codul hex, și se cere care este mesajul fără bits de paritate, inițial corectat uh, dacă e cazul. Și transformăm în, ben, în binar uh, codul hex și vom avea 0. 0, 0, 0 la primul needle. La cel de-al doilea needle vom avea 0, 1, 0, 0, iar la cel de-al treilea needle vom avea 1, 1, 0, 1. Biții de paritate sunt puterile lui 2. Vom lua biții pentru H1, H2, H4 și H8 în funcție de pozițiile lor. Și, practic, vom avea Următoarele, uh, următorii biți pentru H1, pentru H2, H4, care se află pe poziția a 4 -a, și H8, care se află pe poziția a 8 -a, începând de la stânga la dreapta. Trebuie să avem suma H-urilor fiind egală cu 0 pentru fiecare H, ca să fie mesajul adevărat. Și vom încerca să obținem H1, care îl vom lua din H și vom sări câte un bit. La fel vom face și pentru H2. Îl vom lua pe H2 de câte două și vom sări câte doi biți. Pe aceeași idee vom merge și la H4 și apoi la H8 unde vom lua tot ce mai rămâne. Deci toți cei ultimi 5 biți. La primul vedem că avem rezultatul 1 care nu este egal cu 0 și este fals. Avem la al doilea 0 care este adevărat, avem la al patrulea 0 care este adevărat și la H8 avem 1 care nu este egal cu 0 și este fals. Scriem invers poziția bitului greșit și vom avea 1001 care este egal cu 9. Corectăm poziția 9, deci poziția 9, rescriem din nou în binar. Și vedem că poziția nouă este acest 0. Eliminăm biții de paritate și vom avea un mesaj nou cu 0010-0101. 0, 0, 1, 0, 1. Deci, rezultatul este OX25. Pentru cel de-al doilea exercițiu avem. Un cuvânt de cod Heming are lungimea totală de 12 bits, 8 bits mesaj și 4 bits de paritate de forma 1110 la primul needle, la al doilea needle 1000, iar la cel de-al treilea needle 1100. Care este mesajul original? Faceți corecția de erori dacă este cazul și transmiteți în hex. Așa că noi am luat mesajul i-am atribuit fiecar, fiecărui H varianta corectă, pentru H1 e 1, pentru H2 este 2 de pe poziția a doua, de la stânga la dreapta, pentru H4 este a patra poziție, a opta pentru H8 și este 0 și vom face la fel cum am făcut și la exercițiul precedent pentru a obține această ecuație care ne dă 0, Totodată este de menționat faptul că trecem 0 dacă avem număr impar și uh, 1 dacă avem număr par. Deci, pentru H1 vom avea 0, pentru H2 vom avea 1 care este mesaj fals, pentru H2 avem 1 care este fals, nu este egal cu 0, și H8 care este număr par și avem 0. Scriem invers poziția bitului greșit și mai exact 0110 1, 1, 0, care este egal cu 6 și corectăm poziția a 6. Vedem că pe poziția 6 a 6 avem bitul cu valoare 1. Eliminăm biții de paritate și vom rămâne cu valoarea 1 1 1 0 1 1 0 0. Îl convertim și vom vedea îl convertim în hex și vom vedea o x este egal cu EC. Următorul capitol este simplificarea funcției folosind uh, regulile algebrei boleale. Fie funcția boleană uh, f de x, y, z cu x ori y prim plus x ori y plus y ori z prim, unde cu prim am negat termenul, simplificați cu ajutorul Proprietăților funcțiilor logice, complementul funcției f. Fie funcția booleană f x, y, z, w. Am adăugat un uh, termen în plus la această ecuație de la exercițiul al doilea propus. Și avem x prim ori y plus x ori y plus W ori Z plus W prim or Z, unde din nou primul este negația termenului. Simplificați cu ajutorul proprietăților funcției logice, funcția F. Și să trecem mai departe și vom avea ecuația de mai sus, Și am încercat să dăm factor comun pe x. Și vom avea x ori y prim plus y, tot în paranteză, plus x ori z prim. Știm că una din proprietățile funcțiilor logice pentru complementul funcției f este că x prim plus y prim plus y este egal cu 1. De unde vom ajunge la situația să avem x plus x ori z prim și dăm din nou factor comun pe x. De unde avem 1 plus z prim care știm că este egal cu 1 conform funcțiilor logice, proprietăților funcției logice. De unde rezultă că rezultatul este x? Complementul funcției este x prim. Cea a doua problemă este pentru funcția booleană cu f cu valorile x, y, z și w. Simplificați cu ajutorul proprietăților funcțiilor logice funcția f. În cazul nostru, funcția f poate să ajungă doar până la varianta x plus z. Ce am făcut? Am dat y, factor comun, la primele prime două elemente ale adunării și am obținut Y pe lângă X prim plus X plus Z, l-am dat și pe Z factor comun și avem W prim plus W. Ambele paranteze știu că sunt egal cu 1, deci avem Y plus Z și vor, va rezulta că funcția celor patru elemente este egală cu y plus z. Circuite și Karno. Pentru acest capitol am decis să lucrăm cu funcțiile Carnot și am creat două probleme diferite pe care le vom parcurge împreună și vă vom explica ce am decis, acesta fiind ultimul capitol pe care l-am lucrat. Prima problemă. Fie funcția f de x, y, z cu XY y plus x, y prim plus y, z prim, unde s-a notat complementul valorii cu Prim, utilizați Carnot și proprietățile funcțiilor bolene pentru simplificarea ei. Conform teoriei, vom crea un tabel pentru funcția definită pe X, Y și Z și vom trece x Y-ul și Z-ul în primele. Vom începe cu 4 de 0 urmați de 4 de 1. După aia vom avea Y cu 2 de 0, 2 de 1, 2 de 0, 2 de 1. Și apoi vom avea 1 din 1 în 1, deci vom avea 0, 1, 0, 1. Mai departe, vom spune unde sunt valorile adevărate pentru X ori Y și vom avea 0000011. 0, 1. Acolo se întâlnesc uh, x și y. Pentru x ori y prim vom avea 00001100. Acolo se întâlnesc valorile uh, lui x și y prim și y ori z prim și vom avea zero zero. Astfel ajungem ca dintre cele trei elemente ale sumei funcției să se regăsească în valorile unde găsim 1. Astfel vom avea pentru funcție 0, 0, 1, unde vom avea M2-ul, 0, 1 din nou, unde vom avea M4, uh, M5-ul cu 1, M6 cu 1 și M7 cu 1. Astfel vom face tabelul pentru X și YZ, Conform teoriei, aceste două poziții se vor inversa și, practic, vom avea M2-ul înlocuit cu M3, și, conform tabelului de aici, vom începe să trecem valorile de 1, încercând să le putem grupa. Astfel, punem pentru M2, punem pentru M4, M5, M7 și M6. M7 cu M6 au fost cele înlocuite inversate. Astfel vom avea grupa 1 care va fi reprezentată de 1, deci valoarea x și grupa 2 unde vom găsi că poate fi reprezentată de x ori z prim, y ori z prim. Astfel, aceasta este uh, simplificarea funcției carnot conform uh, funcție conform utilității Carnot. Pentru cel de-al doilea exercițiu, avem funcția următoare logică cu trei variabile f egal cu m1 plus m3 plus m5 plus m7 să se simplifice funcția prin uh, diagramele uh, Vaici-Carnot. Am făcut un tabel din nou pe aceeași teorie, și conform funcției vom pune valorile de 1 pentru M1, M3, M5 și M7, și vom face din nou tabelul X cu YZ. Din nou inversăm pozițiile lui 1-1 cu 1 0. Și vom avea de data aceasta o singură grupă la M1, M3, M5 și M7, și singura care întâlnește, uh, se poate întâlni în această situație este Z-ul. După cum vedem și aici. Astfel, simplificarea funcției. Este egală cu Z. Aceasta a fost prezentarea proiectului. Vă mulțumim că ați stat alături de noi și vă dorim o zi plăcută. Sper că v-am putut fi de ajutor.